Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru luna noiembrie, Crucea Destinului, cu cărțile de oracol, să vedem ce este scris în destinul zodiilor de foc, de pământ, de apă, de aer pentru luna noiembrie. O citire intuitivă, bineînțeles, în cărți de oracol, citire generală pe zodii și am să încep cu zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, să vedem pe crucea destinului pentru semnele de foc, Berbec, Leu, Săgetător, care sunt energiile pentru luna noiembrie. Sănătatea văd că se cam grăbește, e ceva de clarificat, poate legat și de sănătatea cuiva, a voastră. Vești, daruri, noutăți, o prietenie, văd că joacă pentru voi în luna noiembrie un rol important, o prietenie, niște daruri, niște cadouri, o armonie. Vă veți căuta poate armonia. Puteți să vă găsiți liniștea, poate, în luna noiembrie. Oh, ce frumos pe destinul vostru, ce frumos! Aveți noroc, dar pe luna noiembrie nu e o lună care să fie, să zic așa, lapte și miere. Pentru luna noiembrie poate aduce și un doliu pentru voi, o despărțire sau poate fi legat de societate. Cumva voi veți primi niște vești, veți avea o noutate, veți avea o reușită, dar aveți și noroc. Aveți un noroc de care nici nu știți, s-ar putea să vă apară pe neașteptate ceva, poate legat de o schimbare, poate legat de o moștenire, poate legat de ceva imprevizibil sau poate veni ca o salvare, că văd că există ceva în viitor, în luna noiembrie. Un dezechilibru, că e de sănătate, că e de societate, pentru că există o chestiune care văd aici, haină militară, că sunt niște secrete, niște intrigi, cineva care e mai agresiv. Cumva veți avea noroc, veți anticipa, vi se dezvăluie vreun secret, veți descoperi, voi aveți aici poate și o persoană care voi cam invidiază, poate fi o persoană care e căsătorită, măritată cu copii, geloasă și perfidă. Ea poate că nu-și arată colți în fața voastră, poate nu-și arată că e invidioasă, dar lucrează cumva împotriva voastră, dar totodată voi vă veți și zbate să depășiți aceste dificultăți. Adică văd că nu sunteți, nu vă lăsați doborâte, soborâți. Da, aveți reușită, deci veți reuși, vă vin vești bune. E vorba de o gelozie, să știți aici. Deci aveți niște persoane, dar cu credința asta va fi schimbarea, asta e reușita. Credința vă salvează. Aveți noroc să descoperiți o hoție, să descoperiți o trădare, să descoperiți o înșelătorie care țin de persoane ostile. Pot fi și legate de societate, dar pot fi legate și de viața voastră personală, că sunteți într-o dușmănie cu cineva, cu un partener, dacă sunteți singură, e posibil pentru că poate fi vorba de un trio. Și atunci de aici apare această situație. Dacă aveți un partener care nu e sincer. Dacă sunteți singure, aici la fel poate fi vorba de vreun fost, de vreo fostă sau alte persoane care vă invidiază pentru afacerile voastre, pentru norocul vostru. Că voi nici nu știți poate că ce norocoase sunteți, dar alții știu de ceva, anticipează ceva. Ele știu ceva că ce voi poate nu știți și de aceea vă invidiază. Cum ar veni ele? Știu că vă va veni vreo afacere, vreo veste, veți crește într-o funcție, adică poate voi nu vizați cum ar veni să creșteți într-o funcție, dar acolo unde lucrați, acele persoane care le aveți în preajma voastră, poate că ele își imaginează că v-ați putea ajunge într-o funcție pentru că știe că aveți capacitatea să ajungeți într-o funcție. Chiar dacă poate voi nu vă doriți momentan, nu voi vă faceți doar treaba voastră și atât. Dar văd că vin veștile care pot fi chiar de o reușită, de o funcție, chiar de un ceva neașteptat. Și aici e o intrigă, e o hoție în care cum ar veni să ieși din joc, cum ar veni să fii văzută mai puțin bine sau să nu apuci tu să afli de acel post sau alte situații. În orice caz veți descoperi și o hoție, și o intrigă, și o înșelătorie. Vă rupeți de niște intrigi, de niște. Poate că vă rupeți de un anturaj care nu vă e favorabil. Credința vă poate salva de o problemă de sănătate. Voi aici cumva vă puneți la un adipost. Pentru altele poate să fie norocul vostru o moștenire care vine pe neașteptate și aici veți fi și invidiate și cumva într-o situație dificilă. Da, exact. S-ar putea la unul dintre voi să fie vorba și de ori aveți dușmănie pe credință, pentru că sunteți o persoană credincioasă, o persoană cu principii și valori.
să zic așa, sănătoase, reale, și atunci veți stârni invidia celor care au alt gen de comportament, de principii și valori. Eu aici o rivalitate, o invidie, o intrigă, fie ca să vă atragă într-o înșelătorie, ca să fiți și voi apoi ca și ele, fie să vă scoată din joc, din context, să plecați, să vi se schimbe viața, dar văd că de voi depinde, de ambițiile voastre, exact. Poate că legați de o relație. Aici, cineva care poate vrea cu voi o relație și voi nu vreți și de aici apar discuțiile. Sau e cineva, voi vă împăcați cu cineva și acealaltă persoană care a fost în trio, spre exemplu, ea e geloasă și invidioasă și umblă cu intrigi și tot felul de chestii, spre exemplu. Aici pot fi și astfel de situații. În orice caz, orice ar fi, veți avea succes reușită prin credință, prin încrederea în sine, veți avea și noroc, oportunități, bani, câștiguri. Veți descoperi într-adevăr și niște intrigi. Vă vin vești, faceți niște contracte. Așadar, deci credința, pentru unele dintre voi poate să vină și o împăcare, o cerere în căsătorie, un contract, o moștenire. Aveți niște evenimente voi aici, aveți niște reușite, niște ambiții care vă aduc noroc, reușite. Dar, într-adevăr, va trebui cumva să trageți tare, să zic așa, să nu vă lăsați doborâte de aceste energii care vă pot dezechilibra. Că e vorba de vești, că e vorba de bârfe, de intrigi, că e vorba de răutăți, de șmecherie, de înșelătorii, de ceva, veți descoperi. Poate și pentru că aveți credință, voi aveți o foarte bună intuiție, sunteți mai conectați la divinitate. Vă vin vești, contracte, aveți noutăți, învingeți rivalitățile. Cam asta e pe crucea destinului, pentru lucruri mai speciale. Deci pe crucea destinului este în luna noiembrie scris, poate și să treceți prin aceste focuri caudine care sunt legate de o dușmancă în mod special și care poate fi o dușmancă de moarte, cum ar veni, vă dușmănește cineva foarte tare sau are legătură cu vreo moștenire, cu vreun divorț. Haideți să vedem și pentru semnele de Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, ce este pe crucea destinului pentru luna noiembrie? Bani, câștiguri vești de bani. Vă puneți în siguranță niște bani, niște beneficii din familie. Beneficiile și la voi. Și la voi apare un doliu sau apare cineva care regretă ceva. Aici o să aflați de regretul cuiva. Poate că cineva vrea să se împace cu voi. Aici, pe crucea destinului, să știți că aveți speranțe. Speranțe de bani, speranțe de câștiguri, de cadouri. Și veți afla, poate, ori aflați de vreun doliu, de despărțire, ori cuiva îi pare rău. Cuiva îi pare rău de un divorț, de o despărțire. O să aflați acest lucru. Pentru bani, pentru câștiguri, voi aveți bani și câștiguri, de ce această persoană s-ar putea să fie gelozia unui partener, întârzieri care le puteți avea din cauza banilor, câștigurilor și din cauza răutății unui dușman. Acum, fie că cei pe societate, fie că e vorba de un divorț, de un partaj și aveți o dușmănie aici. Dar veți regreta ceva pentru că voi sau altcineva. Văd că apare o intrigă. Deci, se pare că luna noiembrie aduce niște răutăți. Ia uite, așa răutăți sunt aici. Și cu doamne și cu domn. Ori între voi și un partener va fi așa ca cumva la cuțite, o rivalitate, o dușmănie din cauza unor cadouri, daruri sau chiar din cauza unei aventuri. Apare o aventură. Acum, urcă voi vreți să plecați pe undeva și partenerul nu vrea. Și pentru că nu vrea, atunci intrați într-o dușmănie că se pune problema banilor, văd aici, a unui concediu sau a ceva. Orică voi vreți să îl părăsiți sau l-ați părăsit deja și acum este vorba de un partaj, de un divorț, de banii care trebuie să-i câștigați și vi se pune puțin în piedici, cumva există o întârziere. Ține vorba, e vorba și de sfatul, e vorba și de cui îi cere sfatul. Sau puteți intra într-o dușmănie pentru că oferiți sfatul cuiva și acea persoană apoi vă dușmănește pentru că o să vă scoată cum ar veni vinovată pentru că nu i-a spus la timp ceva sau pentru că n-ați aici poate fi că n-ați vrut să-i spuneți ceva cuiva și de aceea vă dușmănește. Orică îi spuneți lucrurilor pe nume, îi spuneți un adevăr, că văd aici pe o chestie de credință, de fidelitate și îi spuneți cuiva un adevăr și acea persoană nu ia de bine ceea ce îi spune și vă devine dușman.
Dar va regreta, îi va părea rău. Ori cu partenerul. Partenerul nu ascultă de voi, voi îi spuneți una, el face altceva și intrați într-o rivalitate pentru că el își va da seama că a greșit, dar tot pe voi vă poartă ciudă pentru că, de ce, cu alte cuvinte, nu, mai bine să nu-i spuneți nimic. Și cum ar veni, că dacă îi spuneți, după aia el o să vă poarte pică pentru că își dă seama că ați avut și dreptate. Și vă poartă pică, pe de o parte că e ciudă că a pierdut ce a vrut să facă, pe de altă că ați avut și dreptate. Ia, aveți de-a face cu vreo persoană puțin mai frustrată sau mai poate fi și la nivel de societate, așa, o răutate, o invidie, o frustrare care ține de energie, dar și masculine și feminine, ține de darul, deci are legătură poate mai mult cu munca decât cu casa. Dar totuși văd aici că poate fi un dezechilibru, un doliu, dar veți fi consolate, văd că primiți, fie că e divorț, fie că e doliu, primiți bani în dragoste la voi. Să știți că s-ar putea să fie vorba de partener, da, ceartă cu partenerul poate, din cauza unor drumuri. Asta e, drumurile care le face partenerul sau partenera sau drumurile, să vă sunteți urmăriți în drumurile voastre, niște persoane geloase și invidioase pe voi, pe tine, cu partenerul tău, poți să fii bine cu partenerul. Dar ai niște dușmani în drumurile tale. Acum pot fi și ceea ce e pe societate, că sunt proteste, că sunt certuri, discuții, blocaje pe drumuri și ți întârzie drumurile, cum ar veni. Ți întârzie drumurile, dar le vei depăși. Sau sunt persoane care nu își permit să facă ca tine niște drumuri și atunci te invidiază, te gelozesc, te urmăresc, sunt ranchiroase. Da, sunt tot felul, din păcate, și când aici pot fi situații și situații, dar văd că vei reuși să depășești cu prietenie, cu prudență, poate curățându-ți energiile, prin credință, probabil că vei te duce și la vreo credință, dar la alții poate să fie și că afli de vreun incident. E totuși un pericol aici, dacă știți ce fel de relație aveți cu partenerul, dacă aveți o relație cu un partener care este foarte agresiv sau foarte gelos aici, poate că de aceea ai părut să-ți iei măsuri de siguranță, pentru că poți avea parte de un exces din ăsta de gelozie al partenerului, de nu mai știe, vede negru în fața ochilor și te poate pune într-un pericol. De aceea e nevoie să ai răbdare, poate, credință, optimism, gândire pozitivă. Și să ai de-a face cu persoane care sunt calme, pozitive, care au principii și valori, care sunt nu într-un dezechilibru pe sănătate, spre exemplu, care nu sunt nervoase, spre exemplu. Pentru că altfel aici, da, pentru această variantă, pentru că poți să ai și o intrigă, cum ar veni, bârfa cuiva și partenerul ia foc din bârfele care sunt. Pentru că el are, e doar, cum se spune, e picătura care îi umple paharul, pentru că el deja e foarte agitat, nervos din felul său de a fi, caracterul său, și nu-i trebuie decât o scânteie ca să poată să își manifeste această stare a sa. Nu e că ești tu de vină, sau bârfa de vină, nu e nici bârfa de vină, ci doar e ca cea care pune în evidență ceea de ce este în realitate, că el se abține, cum ar veni, poate fi o persoană care se abține să facă anumite lucruri, dar dacă îi se dă motivul, gata, l-a și pus, vede negru în fața ochi. Are ceva care îi declanșează această energie a geloziei, poate că are o problemă de rezolvat pe sănătate, poate că are o traumă din tinerețea, din copilărie, a fost părăsit, a fost singur, a avut niște probleme, a avut niște agresivități și cumva acum ceva le declanșează. Ar putea să le declanșeze, nu că se știe, că văd că regret aici. Dacă a fost deja, că la unii dintre voi poate să fie că a fost această situație și veți clarifica dacă mai vreți să fiți cu această persoană sau nu, voi unii dintre voi văd că plecați, s-ar putea să întâlniți pe altcineva. Și de aici apare această gelozie a unui fost, pentru că tu vei găsi pe altcineva, vei cunoaște pe cineva cu ocazia unei excursii, unei aventuri, unei ieșiri pe undeva, într-un eveniment, într-un plimbare în ceva și fostul, dacă ești într-o așa, s-ar putea să fie foarte nervos, foarte, să te urmărească, să încerce să te provoace sau să-ți facă vreo neplăcere. Da, e un pic de pericol aici sau sper să nu fie nici pe societate și nici în viața voastră ceva periculos. Dar văd că prudența, credința, fidelitatea vă ajută, ghidează, să zic așa, să stați la distanță de situațiile neprielnice. Haideți să vedem pentru semnele de apă, scorpion, pești. Pe crucea destinului, ce este în luna noiembrie? Problemă de sănătate a cuiva, văd că
apare o problemă de sănătate. Da, e o, să zic, ostilitate, poate aflați secret în luna noiembrie. Aveți de-a face și cu persoane puțin periculoase, cam că sunt false, sunt înșelătoare. E o energie a unei înșelătorii. Da, uite, o singurătate, un dezastru, o singurătate cumva, o izolare, o ceartă. Puteți afla de cineva care are probleme cu legea sau are probleme, voi vă simțiți însingurate, însingurat, singură. Aveți o dezamăgire legată de un prieten, poate, legată de o pierdere, ceva, o pagubă. Oricum sunteți voi supărați foarte tare de ceva într-o... Vă aduce ghinion gândirea negativă. Văd aici că poate aduce un ghinion, o pagubă, un dezastru. Sau e legat de societate. Vă preocupă ceea ce se întâmplă pe societate. Pentru că totuși văd că pe crucea destinului vostru sunt bani, sunt noutăți, o casă nouă, un drum, o schimbare care poate apărea. Dar totuși e un dezastru care poate apărea, ceva, un ghinion, boală. La voi s-ar putea să fie o chestiune care ține și de sănătate sau gelozie. Aici poate să fie ceartă, scandal în dragoste. Aveți o persoană care e foarte focoasă, foarte frumoasă, cumva, și poate că pe voi vă stârnește invidia, gelozia, sau să nu aveți vreo ceartă din cauza unei rivale în dragoste. Aici poate să fie, sau unei femei, unei doamne care poate e puțin mai egoistă, să zic așa. Cumva aici aveți o durere, o suferință și din cauza unui egoism al cuiva sau din cauza unui ghinion, ceva în dragoste. Ia un ghinion în dragoste. Îți merge bine și brusc ceva e neplăcut. Văd că ești într-o tristețe, dar ai multe alte reușite. Văd că ai consolare. Poate că ești supărat că trebuie să stai acasă, cum ar veni, că ești răcit, că nu poți să mai te plimbi, să te duci tu când aveai niște evenimente. Și asta te enervează, asta te face foarte agitat, că poate doar partenera ta sau partenerul tău poate pleca. Sau, deci dacă e singură, singur aici, de aici este poate această stare de singurătate, tristețe, dezamăgire, că e singur, dar văd că apare o iubire. Apare o noutate, apare o situație. Poate doar tu trebuie să vrei să gândești mai pozitiv, pentru că văd că există situație. Da, aici aveți cumva legat de sănătate, ceva, o frică de sănătate, ori aflați de vreun doliu, ori sunteți voi într-o schimbare, să zic așa, de casă, de servici. Aici poate că aveți nevoie și să vă rezolvați niște probleme legate de servici sau de casă și faceți voi niște schimbări și asta vă cam întristează, vă cam dezamăgește pentru că vine ceva pe neașteptate și trebuie să faceți această schimbare, poate. E un dezastru care vine pe neașteptate, ca și cum nu mai merge treaba care o făceai și trebuie să renunți să faci altceva și pe momente super foarte tare, dar vei găsi soluții, văd că vin speranțe, vin ajutor, vine o noutate, veți fi creativi, veți găsi soluții, veți primi niște daruri, cadouri, poate că aveți și niște evenimente. Poate unii dintre voi, cu ocazia acestui eveniment, apare o tristețe că tu ești într-o situație de sănătate nu prea bună. Sau tocmai când ai tu un eveniment, ceva, o petrecere, un succes, afli și o veste proastă de vreun doliu al cuiva care pentru tine era pe sufletul tău, cum ar veni. Te impresionează ceva. Văd că poate fi și o astfel de situație sau pot fi probleme și cu legea pentru unii dintre voi sau aveți de-a face cu cineva, aflați de cineva care are probleme cu legea și acest lucru vă întristează, vă dezamăgește, că nu puteți. Dar văd că veți găsi soluții, faceți niște schimbări, faceți niște demersuri, aveți un dușman. Totuși aveți pe cineva care vă cam urmărește, care nu prea vă lasă în pace, vă chinuie cineva cu ceva aici, vă e frică, poate și aici cumva unii aveți poate teama de viața de după, să zic așa, deci aveți această stare de dezamăgire, de teamă, de singurătate. Vă e teamă să nu fiți abandonați, să nu rămâneți singuri, să nu vă puteți descurca, dar vă veți descurca, veți primi ajutor, sprijin, vă caută cineva de la drum, văd că aveți un noroc, aveți un succes. Cam asta e din ce văd pentru semnele de apă. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător.
Sper să nu fie pe societate ceva sau pe vreme, pentru că am văzut că toate variantele au avut ceva pe crucea destinului, dușmănie sau ostilități sau ceva neprevăzut, ceva un ghinion, ceva o situație inflamabilă, o situație dezastruoasă, care ține poate de sănătate sau ține de conflicte, de contrarietăți, de agitație, să zic așa. Haideți să vedem pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, luna noiembrie, cu ce noutăți vine. Oh, se grăbește un succes, să știți, o reușită, dar și voi aveți un dușman. Pentru o noutate, pentru o casă, pentru o relație, ceva, pentru o creativitate a voastră. Da, aveți și voi dușmanie. Voi chiar aveți multă dușmanie, să știți. De semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, sunteți în multă dușmanie. Sunt speranțe, deci văd că speranțe sunt. Veți afla de cineva care trece printr-un doliu. Veți avea, poate și, aici pentru unii puteți fi poate într-o dușmanie și legată de un divorț. Sau legată de niște relații, de prietenii. Nu prea aveți prieteni. Vă simțiți încolțiți cumva din toate părțile, dar văd că mergeți înainte și poate fi cu succes, cu reușită. Văd că aveți speranță. Speranța. Vă aveți niște hărțuieli, poate. Aveți niște persoane care nu sunt ele prea prietenoase. Nu mai aveți încredere. Pot fi persoane puțin ostile vouă, dar le veți depăși. Veți avea și de vreun. Vă caută cineva să se împace. Vă va căuta cineva să se împace. Veți avea noroc. Pentru unii norocul vine și printr-o despărțire, printr-un dol. Uite, pentru casă aveți voi un dușmancă. Pentru parteneria, pentru niște bani, pe sănătate, dar văd că iubirea, prietenia, aveți o iubită, aveți o persoană care vă iubește sau aveți totuși faptul că sunteți voi o persoană care aveți gândire pozitivă, vă aduce noroc, se pot schimba energiile poate și în funcție de cum gândiți voi, pentru că văd că puteți avea reușite, dar aveți într-adevăr pe casă, pe lângă casă, aveți niște energii malefice. Riscuri din cauza unor hoții, înșelătorii, unor persoane ostile, perverse, pot fi și magie aici, să știți. Vrăji farmece care pot veni chiar de la o femeie invidioasă, geloasă, sau pot fi persoane care sunt certate cu legea sau fac niște lucruri perverse, să zic așa, sunt niște riscuri aici, de rivalități, de înșelătorii, de ghinioane chiar, aveți și ghinion. E o energie puțin malefică aici, care aduce lucruri neplăcute, aduc certuri, discuții, invidie, gelozie, dar aveți noroc că voi sunteți o persoană poate optimistă, aveți noroc că poate voi vă puneți totuși în siguranță, aveți o siguranță, aveți ceva în siguranță, aveți speranța să învingeți, da, exact, speranță. Speranța care vine legată și de drumuri, de la drum, făcând niște drumuri. Deci învingeți aceste lucruri, vine speranța de la drum sau viitorul cumva e mai bun. Momentan ați trecut și mai puteți trece și luna. E scris, deci s-ar putea să fie și la nivel de societate ceva. Acum eu sper să nu fie la nimeni, pe niciun plan, nimic. Dar văd că pe crucea de sine există o încercare în luna noiembrie, care vine și din cauza poate credinței. Se pune la încercare credința. Ești o persoană de încredere, ești o persoană care crezi în Dumnezeu sau nu. Felul în care crezi în Dumnezeu, că acum există credințe și credințe, poți să crezi greșit în Dumnezeu, tu poți fi credincios, dar poate că interpretezi greșit niște lucruri și atunci intri în rivalitate cu cineva, intri în dușmănie cu cineva aici, dar văd că dacă ești într-un divorț sau apare în luna noiembrie un divorț, apare problema unui divorț, că văd aici, poate fi din cauza unei rivale, unor bârfe, unor persoane care bârfesc, unor hoții, unor șmecherii aici, unor perversități, trădări, falsități sau legat de viciile cuiva, cineva va regreta până la urmă. La alții puteți să fiți în rivalitate și din cauza unor moșteniri, cum ar veni. Că o să fie aici discuții, probabil, legate de cine ce ia, ce face, ce nu știu ce și cineva va încerca să păcălească cu ceva, da, cam asta e din ce vă, sau la serviciu, în funcție și de ce aveți voi pe servici, puteți avea o ostilitate, că de aceea vă puneți poate în siguranță voi banii sau, mă rog, jobul sau veți încerca, poate să asta va fi la voi, sunt speranțe să vă schimbați poate cu serviciu sau să faceți ceva pe cont propriu, să vă eliberați de niște persoane. Văd că aveți această dorință de a vă elibera de influența unor persoane perverse, unor persoane care sunt, să zic așa, mai răutăcioase sau mai viclene. Aveți de a face cu persoane viclene.
în jurul vostru, vă dau târcoale, vă urmăresc, poate că nu aveți voi relațiile cu aceasta, nu vă vizitați, nu sunteți într-o prietenie, că nu vă dați deloc prietenie, ci poate doar că ele vă dau târcoale și voi veți încerca să vă eliberați, să vă țineți la distanță, să nu fiți sub ochiul lor, să nu afle vouă secretele și de aceea vă puneți în siguranță, pentru că vă simțiți cumva într-un pericol. Oricum veți afla de cineva care regretă, de vreun doliu, de vreo singurătate. Aveți un regret, ceva regretați sau aflați de cineva care regretă ceva cuiva, îi pare rău. Îi pare rău de ceva și asta vă dă poate vouă o speranță, pentru că se pare că vine un noroc, vine o oportunitate. Cineva parcă vrea să repare o nedreptate, o situație care v-a dus pe voi într-o situație să intrați în această invidie, intrigă, poate înșelătorie, etc. Deci cumva văd că se pot schimba niște lucruri, dar ține foarte mult într-adevăr de această stare de optimism. Deci luna noiembrie, probabil pentru fiecare zodie în parte, ține de propria încredere în sine, determinare, ambiție, optimism, gândire pozitivă și trierea asta dintre bine și rău. Dorința asta de a te elibera de tot ce e rău, de a te ține la distanță de ce e rău și ți-e nefavorabil, pentru că e și ce se întâmplă pe societate, cum se zice, când la vremuri grele, lucrurile devin și mai grele și din cauza fiecare e pentru el, cum se spune, și de multe ori sunt și persoane care nu că sunt pentru ele, ci încearcă să se ridice ele prin făcând rău altora. Și de aici apar aceste situații de înșelătorii, de certuri, discuții, rivalități aici. Dar aici sunt și rivalități, gelozii, perfidie, intrigă. Deci văd aici o persoană, deci doamne văd în special, care sunt perfide, un bărbat aici care poate fi mai șmecher, mai șmecheraș sau mai nesincer și el, mai aventuros, așa, mai viciat cu ceva și de aici puteți intra în dușmănie și cu el. Ori că e mai e vorba și de o trădare, ori că e vorba de o altă intrigă care ține de o moștenire, de un divorț, de un partaj de ceva. Dar vă văd că până la urmă depășiți această situație de scandal. Aici pot fi chestiuni de scandal care țin și de un amatlâc sau de o trădare, de o înșelătorie, de o intrigă care ține de niște bani, de afaceri, cumva așa, dar văd că norocul aveți. Îl aveți că aveți, cum să zice, poate vreo persoană care vă ajută, vă lasă ceva, care regretă și vă repară, vă ajută să reparați ceva, să depășiți, poate fi și o astfel de situație. Cam asta e din ce văd pe crucea destinului pentru luna noiembrie, așadar, eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine, ce am văzut de mai puțin bine să evitați, să aveți noroc, că văd că aici a ieșit și aici cartea norocului, a succesului, așadar vă doresc să aveți noroc, succes, oportunități în tot ce vă doriți. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți!